În acest weekend, în apropiere de Kiev, civilii neînarmați au ieșit în stradă și au blocat temporar trecerea unui convoi militar rusesc. În afară de munca eroică a forțelor armate ale Ucrainei, civilii, inclusiv romii, vin în ajutor, așa că s-au decis să fure tancul rusesc cu ajutorul unui tractor după ce acesta a fost abandonat de către ruși. Localnicii dintr-un sat ucrainean au declarat pentru o agenție independentă de știri din Ucraina că mai mulți romi ar fi sărit în ajutorul trupelor de apărare și au furat un tank al invadatorilor ruși în noaptea de sâmbătă spre duminică. Știrea despre modul în care localnicii reușesc să saboteze planurile rușilor vine după ce oamenii din Bahmaci au fost filmați aruncându-se în fața tancurilor rusești ca să le oprească. Tot sâmbătă, în apropiere de Kiev, civilii neînarmați au ieșit în stradă și au blocat temporar trecerea unui convoi militar rusesc. În afară de munca eroică a forțelor armate ale Ucrainei, civilii, inclusiv romii, vin în ajutor, așa că s-au decis să fure tancul rusesc cu ajutorul unui tractor, după ce acesta a fost abandonat de către ruși. Это, блядь, хит, нахуй, пиздец, пиздили технику, блядь. Охуеть. Слава Украине!